În piața Obor din capitală sunt mulți falși producători agricoli. Este constatarea făcută de inspectorii de la Protecția Consumatorilor. Aceștia au verificat autenticitatea certificatelor de producător chiar la sursă. Astfel, au vizitat grădinile, câmpurile și livezile unde ar fi trebuit să fie produsele gumele și fructele de pe tarabe. Dar au găsit terenuri pline cu bălării. Unii dintre vizitatorii verificați au recunoscut în cele din urmă că au cumpărat produsele din piețe angro sau de la producătorii reali și apoi au revândut la prețuri mai mari. Ei au admis că folosesc mici spații cultivate pentru a obține certificatele. Apoi cumpără din altă parte fructele și legumele. Inspectorii anunță că verificările vor continua în toată țara.